Mai bine de jumătate din străzile orașului Strășeni vor fi iluminate în întregime. Autoritățile din localitate au lansat un nou proiect ce presupune extinderea sistemului de iluminat public stradal pe o lungime de 22 de kilometri. În total au fost alocate peste 5 milioane de lei bani de la bugetul local și din contribuțiile cetățenilor. Peste 50 de străzi din orașul Strășeni urmează să fie iluminate până la sfârșitul acestui an. În urma implementării acestui proiect, în jur de 8500 de persoane vor avea lumină pe stradă. Cei care au copii mici s-au bucurat cel mai mult de vestea că vor fi iluminate străzile. Mă bucur ca cetățean a acestei străzi, mă bucur fiindcă mulți ani, într-adevăr, am stat prin întuneric. Sunt mulți care au copii mici, fete, tineri, care, într-adevăr, seara este o problemă foarte mare și chiar ne bucurăm enorm de mult că, într-adevăr, în sfârșit o să avem și noi lumina și va fi stradă iluminată. Personal avem un copil, încă e mic, dar pe viitor cred că o să fie un plus mare, că se iasă în drum și strada va fi iluminată. Extinderea sistemului de iluminat public stradal a fost unul dintre obiectivele principale ale locuitorilor din municipiul Strășeni, selectat în baza unui sondaj efectuat cu sprijinul Institutului Național Demografic din SUA. Au fost prioritizate obiectivele în localitate și unul din aceste obiective este extinderea sistemului de iluminat public stradal. În continuare, în dependență de pe cât sunt de activi cetățenii, în dependență de contribuția financiară, de implicarea acestora în procesul decizional, în procesul de implementare a proiectelor, au fost prioritizate și străzile. Suplimentar s-a pus accentul și pe calitatea străzilor, unde drumurile sunt de calitate foarte proastă, cu siguranță ne vom strădui să ne extindem cu sistemul de iluminat. Ea întotdeauna cere părerea cetățenilor și mi-e întreabă dacă cum ar fi mai bine părerea noastră și ce doleanță și ce dorință ar vrea cetățenii. Asta este un lucru foarte bine. Pentru realizarea acestui proiect au fost alocate din bugetul local peste 5 milioane de lei, dintre care aproximativ 250.000 au fost oferiți chiar de cetățenii orașului. Să vii să vă facă gratis la toți, cred că nu e posibil. Trebuie contribuind financiar. Apoi noi prețuim mai mult lucrurile care se fac în localitate, da, exact. Cele peste 50 de străzi din municipiul Strășeni urmează să fie iluminate până la sfârșitul acestui an.